Dacă nu vă este prea greu, și cred că nu vă este prea greu, haideți să ne ridicăm pe picioare și să citim textul biblic care ne va sta ca bază pentru mesajul pe care urmează să-l rostesc. 1 Petru, capitolul 3, versetele de la 1 la 7. 1 Petru, capitolul 3, versetele de la 1 la 7. Tot astfel, nevestelor, fiți supuse și voi bărbaților voștri, pentru ca dacă unii nu ascultă cuvântul, să fie câștigați fără cuvânt prin purtarea nevestelor lor. Când vă vor vedea felul vostru de trai curat și în temere. Podoaba voastră să nu fie podoaba de afară, care stă în împletitura părului, în purtare de podoabe de aur sau în îmbrăcarea hainelor, ci să fie omul ascuns al inimii, în curăția neperitoare a unui duh blând și liniștit, care este de mare preț înaintea lui Dumnezeu. Astfel se împodobeau odinioară sfintele femei, care nădăjduiau în Dumnezeu și erau supuse bărbaților lor, ca Sara, care asculta pe Avram și îl numea Domnul ei. Fiicele ei v-ați făcut voi, dacă faceți bine, binele fără să vă temeți de ceva. Bărbaților, purtați-vă și voi la rândul vostru cu înțelepciune cu nevestele voastre, dând cinste femeii ca unui vas mai slab, ca unele care vor moșteni împreună cu voi harul vieții, ca să nu fie împiedicate rugăciunile voastre. Amin. Vă rog să reocupați locul. S-a așezat fratele Marius în spatele meu, acolo unde eram, și am avut ocazie să-l întreb cum îi cheamă pe fetița care tocmai le s-a născut. Și am fost surprins. Deci, credeți-mă, am întrebat de două ori. Cum ai zis că o cheamă? O cheamă Luminița. Vă spun și de ce am rămas surprins. Că pe fete le cheamă Jennifer, și tot felul de nume din astea americane. Și m-am bucurat că, uite, un nume românesc, pur românesc. Sau un nume biblice, pur și simplu, da? Sara, și tot așa. Și m-am bucurat să aud de lucrul acesta. Acum nu am nimica cu copiii pe care îi cheamă Jennifer, pur și simplu preferința mea personală. Nu vreau să denigrez pe părinții care aleg să pună alte nume decât cele românești. Dar m-am bucurat. Vedeți, dumneavoastră, pentru ca copiii noștri să aibă o creștere frumoasă sau plăcută, trebuie să aibă un mediu sănătos în care să crească. Trebuie să aibă un context în care să dea dovadă de o dezvoltare armonioasă. În care să poată să se dezvolte după cum vrea Dumnezeu. M-am gândit mult la lucrul acesta. Există o condiție pentru ca copiii noștri să ajungă niște copii de Dumnezeu? Există o condiție în care ar trebui să se regăsească familiile noastre? Pentru ca dezvoltarea copiilor noștri să fie una biblică? Morală până la urmă urmei. Da? Există. Cu siguranță că există. Citind textul acesta, m-am gândit la modul în care erau familiile pe vremea respectivă. Erau niște familii tare ciudate, aș spune. Da? Era un context nefavorabil pentru creșterea copiilor. De ce? Pentru că, la un moment dat, cuvântul lui Dumnezeu se răspândea și era vestit cu repeziciune. Și ce se întâmpla? Din familie, dintr-o familie, se pocăia unul dintre ei, soțul sau femeia. Nu știu de ce, dar mă gândesc că la momentul respectiv răspundeau mult mai repede la Evanghelie femeile. Da? Și erau multe femei care, auzind cuvântul lui Dumnezeu, se pocăiau, se întorceau la Dumnezeu. Pentru ele, povara de a se întoarce la Dumnezeu nu era una ușoară, era mare. De ce? Pentru că statutul femeii era foarte jos, foarte scăzut. Foarte scăzut. Ce putere avea o femeie într-o familie? Ce putere de hotărâre avea o femeie într-o familie? Aproape niciuna. Aproape niciuna. Statutul femeii era unul foarte jos. Și le vorbește apostolul Petru într-o direcție în care poate nu s-ar fi așteptat.
Acum, revenind la contextul în care ne aflăm noi, ca șef familii, mi-e tare teamă că se repetă, într-un mod, a zice, anapoda, contextul de atunci. De ce zic asta? Pentru că noi avem pretenția aceasta că în biserică bărbatul și femeia să se căsătorească și să fie amândoi în Domnul, nu? Parcă asta ne dorim fiecare. Nu e așa, fraților? Cei care avem copii mari, care ne așteptăm să se căsătorească, da, la un moment dat, nu ați vrea ca, dacă e băiat, să-și găsească o fată care să fie copilul lui Dumnezeu? Da, cum să nu doresc lucrul acesta? Nu e așa că dacă e fată și lângă tine și s-a botezat și copila lui Dumnezeu și cântă în biserică, slujește în biserică, nu e așa că ți-ai dori să-și găsească un băiat care să fie copilul lui Dumnezeu? Acum se întâmplă lucrul acesta întotdeauna? Iarăși vă aduc aminte numele acelei cărți. Toți oamenii sunt normali până ajungi să-i cunoști. Intri în căsătorie, dar s-ar putea să nu știi cu cine ai intrat în căsătorie. S-ar putea să descoperi când e prea târziu deja. Deja ai intrat în căsătorie. Da. Familiile noastre care, am zice noi, avem pretenția că suntem soți și soție și zicem, bă, mergem amândoi la biserică, căutăm amândoi să-L slujim pe Dumnezeu, căutăm amândoi să împlinim moralitatea biblică, amândoi facem lucrul acestea, mai este valabil pasajul acesta pe care l-am citit și pentru noi, cei care venim la biserică, soți și soție? Este valabil, 100%. Pentru că Apostolul Petru etalează sau scoate în evidență niște principii fundamentale de funcționare a unei relații de căsătorie sau de căsnicie, în care copiii noștri au ocazia să se dezvolte armonios. În primul rând, pentru tine, ca și femeie, care ești căsătorită, dar și pentru cele care nu sunt căsătorite, poate, și care aspiră să se căsătorească. Fii atractivă. M-au zis surorilor, fiți atractive. Dar uitați cum spune Apostolul Pavel să fiți atractive. Tot astfel, nevastelor, fiți supuse și voi bărbaților voștri, pentru că dacă unii nu ascultă de cuvânt, nu ascultă cuvântul, să fie câștigați fără cuvânt. Cum? Prin purtare. Prin purtare. Fiți atractive prin purtarea voastră. Adică adoptați un stil de viață sfânt, cum spune Biblia în locul acesta, în temere de Dumnezeu. Statutar, femeia la vremea respectivă nu avea altă opțiune decât să fie supusă. Statutar, nu le spune Apostolul Petru ceva nou. Asta nu credeți că le spunea ceva nou. Să nu credeți că ele nu știau că trebuie să fie supuse. Pentru că nu aveau foarte multe drepturi. Statutar nu stăteau foarte bine. Dar vreau să spun că chiar dacă nu ai opțiunea aceasta să fie altfel, asta nu înseamnă că a trebuit să-ți câștigi opțiunea aceasta să fie altfel, adică să fii nesupusă. Ci, din punct de vedere biblic, Dumnezeu cere ca prin purtarea voastră să ne câștigați pe noi. Au întrebat fratele Ion, dacă sunteți mulțumite de bărbații dumneavoastră. Și cu siguranță multe o să ziceți, mai nu sunt așa mulțumită. De ce să mint? Nu sunt așa mulțumită. A cui o fi vina? Eu aș pune lângă întrebarea aceasta și întrebarea aceasta la altă. A cui o fi vina? Potrivit cu pasajul pe care l-am citit. Dacă e ceva de câștigat în soțul tău, nu spui problema că poate nu-i doar el de vină. Poate că ai și tu o mică vină. Poate că ar trebui să-ți corectezi purtarea. Poate că ar trebui să revii asupra purtării tale. Poate ea nu este așa de sfântă, atât de curată. Poate relația ta cu Dumnezeu s-a răcit. Poate nu mai este atât de vie. Poate că nu mai ești un reper pentru bărbatul tău. De ce să nu spunem lucrurile pe nume?
De ce să punem degetul pe bărbat, și mă folosesc de faptul că pot să predic, da? De ce să punem degetul pe bărbat, ci milă divină? Poate trebuie să revii asupra purtării tale. Dacă este să-ți propui un obiectiv din dimineața aceasta, tu ca și femeie, fă un obiectiv din câștigarea bărbatului tău, atenție, nu pentru tine, ci pentru Dumnezeu. Pentru Dumnezeu. Există, dacă vreți, o responsabilitate care atârnă foarte mult de femei. Știu că vă este greu, știu că câteodată ajungeți în situația să spuneți nu mai pot, nu mai rezist. Știu că ajungeți în situația în care să ziceți am făcut tot ceea ce mi-a stat în putință, dar faceți un obiectiv din lucrul acesta totuși. Să fiți atractive prin purtarea voastră. În al doilea rând, fii atractivă prin cultivarea interiorului. Podoaba voastră, spune cuvântul lui Dumnezeu aici, să nu fie podoaba de afară, care stă în împletitura părului, în purtarea de podoabe de aur sau îmbrăcarea hainelor. Ce ziceți de pasajul acesta? Vi se pare interesant? Dar cum ar trebui să se îmbrace femeile? La modul cel mai serios, nu v-ați făcut niciodată părul împletit? E ceva păcătos în asta? E ceva păcătos în a veni la biserică cu o haină nouă, o haină curată, o haină frumoasă, o haină în care ați investit mult, poate și privind-o și gândindu-vă cum vi se așează, e ceva păcătos în lucrul acesta? Nu, există o contrabalansare sănătoasă pe care o propune Apostolul Petru în locul acesta. Nu-i păcat să te îmbraci frumos. Nu-i păcat să investești în a-ți pregăti părul. Dar nu poți să vii oricum la biserică, da? Sau unde te duci în societate. Dar nu poți. Dar accentul pe care îl pune Petru în locul acesta zice nu investi atât de mult în exteriorul tău încât să uiți sau să treci pe loc secund interiorul tău. Podoaba voastră, repet versetul, podoaba voastră să nu fie podoaba de afară care stă în împletitura părului, în purtarea de podoabe de aur sau îmbrăcămintea hainilor. Și atenție, versetul 4, ci să fie omul ascuns al inimii, în curăția neperitoare a unui duh blând și liniștit, care este de mare preț înaintea bărbatului. N-ați sărit. A cui? Înaintea lui Dumnezeu e de mare preț lucrul acesta. Pentru că nu căutăm să ne mulțumim sinele nostru, acum m-am confundat un pic cu dumneavoastră, da? Nu căutăm să mulțumim sinele nostru, dar ce căutăm? Căutăm să fim plăcute înaintea lui Dumnezeu. Și în felul acesta să câștigăm pe bărbații noștri. Da, este important exteriorul și credeți-mă că este important, dar cu atât mai mult este important interiorul. Interiorul, de ce? Că din interior ies lucrurile. Nu ce intră în gură spurcă pe om, ci ce ies afară. Dacă interiorul e ruinat, dacă interiorul nu este în conformitate cu principiile Sfintelor Scripturi, atunci avem o problemă să fim plăcute înaintea lui Dumnezeu. Uitați-vă la motivația care trebuie să stea în fiecare soră. Să cauți să fii de mare preț înaintea lui Dumnezeu. Să cauți să nădăjduiești în Dumnezeu, în ajutorul și în sprijinul lui Dumnezeu. Asta trebuie să fie motivația care trebuie să înceapă să lucreze în interiorul tău. Și în felul acesta, emanând în exterior ceea ce este în interior, vei fi plăcută soțului tău, dar vei fi plăcută lui Dumnezeu. Asta trebuie să fie scopul fiecărei surori, a fiecărei neveste, a fiecărei tinere care aspiră să devină la un moment dat nevastă. Fii atractivă. Prin purtare, prin cultivarea interiorului și, în al treilea rând, prin cultivarea exteriorului.
prin cultivarea exteriorului. Biblia nu vorbește, nu împotriva a femeilor să fie atractive. De multe ori am discutat cu soția pe marginea acestui subiect. A ceea ce înseamnă să fii atractivă. Să fii plăcută. Să fii admirată, dar nu senzual. Dar nu senzual. Nu stârnind la pofte pe ceilalți. Trebuie să fii plăcută pentru bărbatul tău. Întreabă-l ce îi place. Întreabă-l dacă îi place cum ești îmbrăcată. Și el trebuie să confirme lucrul acesta. Fă-ți timp, știu că sunt foarte multe griji pe care le ai, poate cu copiii, poate că unele mai forțoase, așa să zic, cu jobul, poate unele, știu eu, investește și în tine. Nu te lăsa pe planul, pe locul 2. Fii atractivă, caută să fii plăcută. Apostolul Petru nu anulează podoabele, nu anulează exteriorul, mă iertați. Nu anulează exteriorul. Ci pur și simplu le pune în ordine. Prioritatea numărul 1 a oricărei femei să fie interiorul. Dar nu neglija exteriorul. Fii atractivă și din punctul acesta de vedere. Nu te neglija. Cumpără-ți o haină când ai ocazie să-ți cumperi o haină nouă. Îngrijește-ți corpul. De ce nu? Poate că nu v-a mai zis nimeni până acum lucrul ăsta și mai zâmbiți așa, mai râdeți. Ia, ce zice și fratele? E adevărat. Adică sunt lucruri care sunt funcționale. Tu trebuie să fii atractivă față de bărbatul tău. Da? Să te faci atractivă față de bărbatul tău. Ține cont de părerea lui. Că n-are rost să fii atractivă față de ceilalți. Nu-l strânești la gelozie doar pe el, îl strânești la gelozie și pe Dumnezeu. Fii atractivă prin purtare, fii atractivă prin cultivarea interiorului, prin cultivarea exteriorului și prin curaj. Să știți că ce m-a cucerit la Carmen, îmi place să vorbesc despre soția, acum nu mă aude foarte bine acolo în spate, a fost curajul ei. A fost curajul ei. Ei nu i-a fost teamă de mine la un moment dat. Ei nu era teamă de oameni în general ca să-și promoveze valorile morale. Ea și-a spus poziția ei direct, așa cum stătea. Eu sunt pocăită. Îl cunosc pe Dumnezeu. Nu mi-e teamă să vorbesc despre lucrul acesta și lucrul acesta m-a atras la ea. Mi-a plăcut lucrul acesta. Uitați ce spune cuvântul lui Dumnezeu. Versetul 6, dându-i exemplu pe Sara, și am sărit punctul acesta care e foarte important totuși. Ca Sara care asculta pe Avram și îl numea Domnul ei, fiicele ei v-ați făcut voi, dacă faceți binele fără să vă temeți de ceva. Statutar, iarăși revin la aspectul acesta, statutar femeia nu avea mari privilegii în interiorul unei familie. Și cu siguranță ea, întorcându-se la Hristos, își periclita și mai mult statutul acesta, risca să fie omorâtă până la urmă. Apostolul Petru nu ne îndeamnă să mai lese de la ele, ci pur și simplu să nu le fie teamă să-și împlinească înaintea lui Dumnezeu moralitatea la care le îndeamnă cuvântul lui Dumnezeu în fața soților lor care poate la un moment dat sunt agresivi. Fără să vă temeți, împliniți cuvântul lui Dumnezeu. Dacă sunteți puse în situația în care să faceți compromis de dragul soțului, nu o faceți. Pentru că se cade să ascultați mai mult de Dumnezeu decât de soțul dumneavoastră. Când spune Biblia, fiți supuse în lucrurile Bibliei. Nu în lucrurile care vă pot compromite, în lucrurile Bibliei. Încă o dată, surorilor, fiți atractive. Fiți atractive prin purtare, fiți atractive prin cultivarea interiorului și legat de cultivarea interiorului mi-a sărit un aspect, da? E foarte important să vă luați modele de la femeile poate care sunt mai în vârstă. Urmați-le sfaturile, urmați-le, încercați să consultați experiența pe care o au.
veți ocoli în felul acesta diferitele probleme în care ați putea să cădeți. Ele vă vor sfătui. Vor spune, uite așa am făcut eu și am făcut greșit și după aia am reparat și uite așa am reparat. Învățați de la femeile din Biblie. Nu vă luați repere din exterior, de la femeile de pe platformele acestea sociale, ca să nu mai enumere să le fac reclamă. Astăzi pierdem ore întregi urmărind shorturile acelea, acele filmulețe scurte care se derulează în continuu în fața ochilor noștri și ne schimbă perspectiva pe care ar trebui să o avem cu privire la familiile noastre. Familii în care avem pretenția și dorința aceasta ca copiii noștri să crească într-un mediu sănătos. Protejați de tot ceea ce ar putea să ne întineze. Cu privire la bărbați, nu știu de ce așa scurt, Apostolul Petru, probabil că așa suntem noi creați bărbații, trebuie să ne spui numai scurt, așa, ce trebuie să facem, femeile sunt mai complicate, trebuie să le explici mai mult. Dar la bărbați mai scurt, da? Mai direct. Versetul 7 îl citesc iarăși, dar vreau să-l citesc dintr-o traducere actualizată. Haideți să-l mai citesc o dată de aici, din traducerea Cornelescu și după aceea din cea corectată. Bărbaților, purtați-vă și voi la rândul vostru cu înțelepciune, cu nevestele voastre, dând cinste femeii ca unui vas mai slab, ca unele care vor moșteni împreună cu voi harul vieții, ca să nu fie împiedicate rugăciunile voastre. Și citesc și cealaltă versiune. Tot astfel, bărbaților, ca să nu fie împiedicate rugăciunile, trăiți în înțelegere cu soțiile voastre, căci sunt vase mai fragile și arătați-le prețuire, întrucât și ele vor moșteni împreună cu voi harul vieții. Fiți înțelegători. Bărbaților, fraților, fiți înțelegători. Fiți înțelegători printr-o trăire sau dând dovadă de înțelepciune. Cuvântul pe care îl traduce Cornelescu în locul acesta este gnosis, adică care face referire la cunoaștere. Fiți niște oameni care cunoașteți familia în care sunteți, care vă cunoașteți potențialul familiei, care știți încotro se îndreaptă lucrurile, raportează-te corect la soția ta. Când spune Biblia în locul acesta că este un vas mai slab, nu spune că este un vas inferior. Feriți-vă de o astfel de interpretare. Ea nu e un vas inferior, ci e mai fragil. Are alte caracteristici, dar asta nu o fac inferioară. Asta vorbește despre faptul că ar trebui să le prețuim. Că ar trebui să ne purtăm mai cu grijă cu ele. Ar trebui să înțelegem că noi suntem poate reperul spiritual și că ele ar trebui să calce pe urmele noastre. Pentru că așa a lăsat Dumnezeu ierarhia aceasta funcțională în familie. Întâi Dumnezeu, spune Biblia la un moment dat, da? Hristos, care este capul bărbatului și mai apoi femeia. Pur și simplu a lăsat Dumnezeu ierarhia aceasta și de ierarhia aceasta trebuie să ținem cont. De ce? Pentru că ea este funcțională. Și femeile au nevoie de sprijinul nostru. Fii înțelegător pentru o trăire spirituală. Aduce Apostolul Petru în locul acesta elementul spiritual. Îl dă, dacă pot să zic, îl încredințează bărbatului. Ca să nu fie împiedicate rugăciunile voastre. V-ați simțit vreodată, fraților, în situația aceasta? A plecat în misiune, a luat Biblia sub braț și a lăsat acasă ceartă. Mi s-a întâmplat lucrul acesta. O, bun să ridicați mâna sus, dar mă gândesc să răscoliți așa prin amintirile dumneavoastră dacă s-a întâmplat vreodată să iei Biblia sub braț și să te duci singur la biserică. Certat fiind cu soția ta. Te-a apucat vreodată teama, pentru că ai citit, ai trecut cu măcar Noul Testament l-ai citit, da? Ai trecut prin Noul Testament și ți-ai adus aminte de versetul acesta. Că s-ar putea ca lucrarea mea să aibă de suferit dacă lucrurile nu mi-s cum trebuie acasă. Și că ar fi mai bine ori să o sun dacă e prea târziu să mă mai întorc înapoi, ori să fac cumva să ajung la ea, să-mi cer iertare, să rezolv, să repar situația respectivă. De ce? Pentru că rugăciunile mele sunt împiedicate.
Aș vrea să vă dau un exemplu practic și rapid și biblic, dacă pot să zic, în direcția aceasta. Cine este aproapele tău? Dacă ar fi să te întreb ca și bărbat, cine este aproapele tău? Este el, cel care este în imediata vecinătatea mea. De aceea va lăsa omul pe mama sa și pe tatăl său. Nu vă gândiți la mama sau tata. De asta vreau să rup cordon, să tai cordonul umbilical. De aceea va lăsa tatăl, omul pe tatăl și pe mama sa și se va uni cu nevastă sa și cei doi vor fi un singur trup. Cine e cel mai aproape de tine? Iubește pe aproapele tău, ca pe tine însuți. La un moment dat, întâia epistolă a lui Ioan chiar scoate în evidență lucrul acesta. Cum poți să spui că îl iubești pe Dumnezeu? Cum poți să spui că îl slujești pe Dumnezeu dacă relația cu aproapele tău nu este bună? Cum poți să faci lucrul acesta? E imposibil. Un nonsens. E un nonsens. Iarăși un lucru greu care poate de care poate familiile secolului 21 sunt afectate. Bărbații nu mai cultivă rugăciunea. Știți cum sunt bărbații astăzi? Au o problemă în familie, da? Intervine imediat o problemă. Știți care e primul impuls al bărbatului? Să consulte telefonul. Să vadă care sunt relațiile care îl pot ajuta să iasă din problema respectivă. O zic că relațiile nu sunt bune. Asta e primul impuls pe care îl ai. Sau, dacă ai o problemă, să apelezi la capacitatea ta, la puterea ta. Îți faci repede calculele și zici, cam asta mi-ar trebui să ies din situația asta, eu și familia mea. Și uiți să mai aduci lucrurile înaintea lui Dumnezeu. Pentru că Dumnezeu să-ți dea biruință. Dacă vreți ca familiile noastre să funcționeze, cultivați rugăciunea bărbaților. Dacă vreți ca familiile noastre să funcționeze, cultivați rugăciunea surorilor. Depinde și de unul și de altul. Da? Pentru că moștenim viața veșnică împreună. Iarăși un lucru care Apostolul Petru poate nu-l menționează vădit, este și acela că trebuie să dezvolți o maturitate spirituală ca și bărbat. Trebuie să fii un bărbat încercat. Un bărbat care nu fuge de elementul spiritual, care îl aduce în familie. Să știți că de multe ori nevoia nevestei este să vadă că stă alături de un bărbat care e în stare să le susțină. Din toate punctele de vedere. Când spun lucrul acesta, spun din toate punctele de vedere. De multe ori poate soția se îngrijorează cu privire la copii, cu privire la casă, cu privire la celelalte elemente, că e vorba de doctor, că e vorba de școală, se îngrijorează, își face griji. Adu elementul acesta spiritual în familia ta, spunând, Dumnezeu este în controlul familiei noastre. Dumnezeu este acela care va lucra, Dumnezeu este acela care ne va călăuzi, Dumnezeu este acela care ne va da pâinea noastră cea de toate zilele. De ce? Pentru că a promis. Dar de unde știi lucrul acesta? Pentru că am citit în cuvântul lui Dumnezeu. Pentru că m-am rugat și Dumnezeu mi-a dat confirmarea aceasta interioară că familia noastră este în harul lui Dumnezeu. Și Dumnezeu va confirma. Faceți rugăciunea aceasta chiar dacă vi se pare poate ușor deplasat, aș zice. Rugați-L pe Dumnezeu când veniți înaintea lui Dumnezeu, bărbaților. Spuneți, Doamne, te rog, m-ai lăsat cap al familiei, m-ai lăsat să am grijă de familia aceasta, dă-mi resursele necesare și las-o pe soția mea să vadă că eu sunt un soț după voia ta. Las-o pe soția mea să vadă că prin mine, în casa în care mă aflu, tu dai binecuvântare. Faceți rugăciunea aceasta, nu e rugăciune greșită. Ea are nevoie de confirmarea aceasta și Dumnezeu o va da dacă sunteți credincioși Lui și cuvântului Lui. Domnul să ne binecuvânteze. Sper să nu vă fi supărat cu ceva. Poate că mesajul acesta nu a fost tocmai, n-a picat tocmai bine. Vă mai spun ceva. Nu știu cât la sută din mesajul pe care l-am rostit, din punct de vedere teoretic, îl împlinesc eu în mod practic. Dar mă străduiesc. Mă străduiesc, îmi doresc să merg înainte. Sună ca un ideal, sună frumos, sună arată ca un tablou din ala bine pictat. Dacă ar fi să-l pictez eu, având culori din realitatea imediată, probabil că n-ar ieși tot așa de frumos pe cum l-am rostit.
Domnul să ne ajute să aspirăm spre lucrurile biblice, să aspirăm spre Scriptură. Nu mi-am predicat doar mie, asta vreau să vă spun. Nu am predicat doar vouă, mi-am predicat și mie. Domnul să ne ajute să împlinim cuvântul lui Dumnezeu. Domnul să vă binecuvânteze, dragă familie, care ați adus astăzi copilul la binecuvântare și îmi doresc tare mult ca în viața voastră să se regăsească aceste elemente în care eu cred. În care Dumnezeu crede, pe care Dumnezeu le-a lăsat. Domnul să vă binecuvânteze. Amin. Frate Octav, trebuie să fac o corecție. Pe fetiță o cheamă Rut, pe bunică o cheamă Luminița. Dar nu-i problemă, că ne rugăm pe amândouă Dumnezeu să le binecuvinteze.